Bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Numele meu este Dan Gabor. Sunt arhitect de soluții HP Networking în cadrul companiei HP România. Mi se par foarte interesante discuțiile astea care reies în urma unor prezentări. Și chiar mi-am adus aminte, în timpul prezentării anterioare, cum eram eu student prin 98, citeam despre Casa Viitorului. Casa Viitorului care presupunea ca orice obiect din casă să fie conectat la internet, fiecare obiect să aibă un IP și se făcea referință atunci foarte clară, televizorul să fie conectat la internet. Eram foarte sceptic în perioada respectivă. Iată că lucrurile se întâmplă. Mai urmează noi să fim conectați direct la internet, fără vreun dispozitiv pe care să-l avem asupra noastră. Bun, ca să trec la topicul prezentării, ceea ce mi-am propus eu astăzi este să vă prezint cam care este arhitectura HP din perspectiva rețelelor, să zicem. Înainte însă să intru în acest subiect, aș vrea să discutăm puțin cam care sunt tendințele și cum sunt ele influențate de ceea ce există în prezent. Deja câteva tendințe s-au și amintit în prezentarea anterioară. Cuvântul de ordine în ziua de azi, cel puțin așa cum îl vedem noi, este cloud-ul. Și cred că pentru prima dată în istorie, să zicem, indiferent dacă prezentarea se referă la server, indiferent dacă este o prezentare de storage, indiferent dacă este o prezentare de networking sau aplicații, toată lumea vorbește despre cloud. Și apropo de unde se stochează toate informațiile, noi credem că acest cloud va fi, de fapt, zona în care se va se vor stoca toate aceste informații. E drept, sunt foarte multă lume este destul de sceptică în ceea ce privește securitatea, ceea ce se numește vendor lock-in, standardele deschise și așa mai departe. Însă este cert, ceea ce își doresc oamenii este de fapt everything as a service. Indiferent că este un client care își dorește o infrastructură ca serviciu, indiferent că își dorește o aplicație ca un serviciu, orice altceva este furnizat ca serviciu, astfel încât lucrurile sunt, tendința de cloud este destul de clară. Ce efect ar avea acest cloud în zona de networking? Păi un efect foarte mare. De ce? Pentru că dacă orice companie decide că din perspectiva costurilor este mult mai bine să-și închirieze, să zicem, infrastructura sau zona de stocare sau zona de aplicații la o altă companie, o va face, pentru că totul se reduce la costuri. Cu scepticism este drept, însă în momentul în care toți vendorii, inclusiv HP, vor oferi vor rezolva toate temerile pe care există în acest moment în piață, cu siguranță acest lucru se va întâmpla. Ce înseamnă asta? Imaginați-vă că mai multe data center-e, mai mici, mai mari, de la diversi clienți, se vor muta în așa zisul cloud. Ce influență are acest lucru față de infrastructura de comunicații? Foarte, foarte mare. Pentru că infrastructura de rețea nu se poate fără o infrastructură de rețea, va crește foarte, foarte mult. Putem asista într-adevăr la ceea ce numim noi explozie de date, pentru că acest lucru se va întâmpla. Să nu uităm, în spatele cloud-ului, de fapt, care este o umbrelă, să zicem, un termen, mie îmi place să-i spun cool, că este într-adevăr cool, să nu uităm de zona de virtualizare. Domnul Maier a prezentat și la început, este și aceasta o soluție extrem de interesantă, se discută de virtualizare de ani de zile, însă, de fapt, de-abia acum rostul acesteia se vede foarte evident. Indiferent că vorbim de servere, de storage sau chiar și de networking. Da, există virtualizare și în zona de networking. Iar în momentul în care vorbim de o zonă de virtualizare, al cărei efect este evident legat de alocarea de resurse, hardware pentru diverse sisteme de operare și aplicații, efectul pe care îl are în zona de infrastructură de comunicații este la fel de mare. În momentul în care mutăm, să zicem, foarte multe sisteme de operare, foarte multe aplicații într-un mediu virtualizat, infrastructura de rețea care se va crea în acel mediu virtualizat este foarte mare. Imaginați-vă, nu știu, mașini virtuale cu... Imaginați-vă un număr de 20, 30, 50, 100, 200 de mașini virtuale. Toate aceste mașini virtuale trebuie să aibă conectivitate la rețea. O conexiune, două, trei, în funcție de necesar. Înmulțiți cu numărul de mașini virtuale și veți obține o întreagă arhitectură de rețea doar în mediu virtualizat. Fie că este un server, fie că este o soluție de tip Blade cu mai multe servere, în cutia respectivă va fi o întreagă arhitectură de rețea.
Este un trend și trebuie luat în considerare, pentru că efectele sunt cel puțin benefice din această perspectivă a virtualizării. Zona de mobilitate este un trend absolut. Dintotdeauna, sau cel puțin în ultimii ani, deja nici nu ne mai dăm seama cât de comun a devenit faptul de a avea un device cu care să ne conectăm la internet. Are legătură mobilitatea cu explozia de date? Are. După cum știți, în zona Wi-Fi, ultimul standard care deja este ratificat, este în piață de ani buni, acel 802.11n, oferea viteze de transfer de 600 de megabits pe secundă per interfață radio. E drept, majoritatea vendorilor au scos echipamentele cu 450 de megabits pe secundă. Dacă vă spun că doar din perspectiva mobilității a wireless-ului se lucrează deja la standarde radio, Wi-Fi, care se transfere informații de ordinul 3 gigabits pe secundă. Este vorba de standardul 802.11ac, care va depăși standardul 802.11n, însă schimbarea va trebui să fie radicală din această perspectivă. Acel standard 802.11b, care a apărut acum 10 ani, așa cum a fost gândit el, practic nu mai face față. Însă, ținând cont de tendința utilizatorilor de a avea cu ei în permanență, indiferent de device-ul pe care îl posedă, de a avea acces la conferințe video 3D, cu holograme, fără, nu contează. Ideea este că și în zona de mobilitate traficul va fi foarte, foarte mare. Deci este un trend care trebuie luat în considerare. Mobilitate, de fapt, înseamnă libertate. Eu, ca angajat al companiei, îmi doresc să am această libertate din punct de vedere al mobilității. Ca să fac o conferință video cu parteneri sau internă cu colegi de-ai mei, de ce trebuie să mă duc la birou să stau în fața unei camere? De ce nu pot să o fac de pe un dispozitiv Wi-Fi conectat acasă, să zicem, sau la un hotel, sau oriunde altundeva? Bineînțeles, multimedia, de fapt, conținutul multimedia este cel care atrage după sine capacități foarte mari de date. Astea sunt doar câteva trenduri. Credeți că rețelele care există în ziua de azi sau cele care s-au dezvoltat în ultimii ani ar face față cu succes acestor tendințe? Eu cred că nu. Eu cred că nu. Am amintit doar partea de wireless, așa cum a fost dezvoltată ea. Știm cum s-au dezvoltat rețelele. De la început am pus switch-uri, vreau conectivitate, vreau să conectez acest calculator la acest switch. După care a venit partea de wireless. Vreau și eu wireless în sala de conferință. Hai, pun un AP. După care vreau și în birou. Mai pun un AP. Compania s-a extins, a mai cumpărat o clădire lângă. Vreau wireless și acolo. Cert este că la un moment dat lucrurile nu că au scăpat de sub control, însă au devenit foarte greu de managuit. La un moment dat, compania respectivă a zis, ok, nu mai am 50 de AP-uri, nu pot, am nevoie de o soluție centralizată, wireless. Căuta vendor de wireless. Niciodată nu s-a gândit că, de fapt, scopul acelei rețele este să dea acces la un serviciu angajatului respectiv. Discuta cu un vendor de wireless, își instala rețeaua wireless, toate bune și frumoase. Dar ce s-a întâmplat de fapt? A apărut și încă o rețea separată, sau mă rog, cumva conectată cu rețeaua cablată, dar ea era separată din perspectiva integrării și a managementului. Au apărut foarte multe nivele. Știm foarte bine că în zona rețelelor s-a popularizat foarte mult arhitectura cu nivel de acces, nivel de distribuție, nivel de core. Ce înseamnă asta? Înseamnă foarte multe echipamente, înseamnă foarte multe conexiuni, înseamnă consum foarte mare. Ce ar fi să încercăm să simplificăm această arhitectură? Sunt prea multe sisteme de operare. Am switch-urile de la un vendor, wireless de la un vendor, este un alt sistem de operare. Este o problemă? Ar fi, dar de fapt, dacă aș avea o platformă de management care să-mi permită să-mi faciliteze mult mai rapid configurarea, poate ar fi altceva. De ce să nu încercăm să simplificăm? Am amintit cum s-au dezvoltat și rețelele wireless. E drept, ca să oferim în zona de mobilitate acea libertate a angajatului să-și citească mail-ul, să facă o conferință video, ea trebuie perfect integrată cu rețeaua cablată, să zicem, sau rețeaua pe fir care există. Deci există o inconsistență. Fie că ne place să credem sau nu, există o inconsistență wired versus wireless. Mai există o mare problemă. Acea arhitectură de rețea care există în mediul virtualizat. Dacă discutăm de un cloud, fie el mai mic sau mai mare, sau să nu-i spunem cloud, să spunem data center, dar unde avem virtualizare, unde avem niște mașini virtuale, există o arhitectură de rețea,
existentă, virtuală, la care administratorul de rețea nu are acces, pentru că, de fapt, partea de virtualizare este managuită de către administratorul de sistem. Dar administratorul de sistem poate nu are competențele respective din perspectiva rețelelor. Și atunci o face și el, cum știe mai bine. Conectează, nu-l interesează separare, VLAN-uri, securitate, acces la nivel de port și așa mai departe. Și atunci apar diverse probleme. Partea de rețea virtualizată nu este vizibilă. Este undeva ascunsă, unde e? Păi e pe aici, undeva, în cutia asta. Nu prea se vede. Considerăm că astea sunt probleme care blochează într-un fel sau altul dezvoltarea tendințelor. De fapt, ceea ce credem noi că se va întâmpla la un moment dat este să nu mai conectăm un telefon la un access point, să nu mai conectăm un server la un switch sau un calculator la un router, ci de fapt tendința este să conectăm un utilizator la un serviciu, ceea ce noi numim Virtual Service Network, VSN. Utilizatorul respectiv nici nu trebuie să știe la ce se conectează, lui trebuie să-i fie complet, ușor și facil, astfel încât și-a dat un telefon, are acces la un serviciu, fie el de videoconferință, fie de mail și așa mai departe. Deci lucrurile se cam schimbă, adică trebuie să trecem puțin de la filozofia de a conecta un punct A la un punct B, vreau să trag un cablu de la o clădire la alta. Nu, conectez un utilizator la un serviciu, pentru că totul se răsfrânge asupra utilizatorului și asupra experienței pe care o are el utilizând acel serviciu. Ne propunem noi să transformăm, noi HP, ne propunem să transformăm puțin industria de rețea. Aș îndrăzni să spun că da. Sunt lucruri pe care noi putem să le îmbunătățim și care tratează, de fapt, problemele pe care le-am amintit ceva mai devreme. Transformare nu în sensul celebrului film de a face echipamentele să se transforme în diversi roboți, ci cu adevărat să simplificăm arhitecturile, să simplificăm managementul pentru a putea fi mult mai facil unui administrator să păstorească o infrastructură de rețea. Suntem într-un punct critic din perspectivă networking. Aplicațiile se schimbă. E cazul să schimbăm și infrastructura de rețea. Studii făcute de Gartner arată că până la sfârșitul lui 2012, 50% din puterea de calcul va fi virtualizat. Ne întoarcem din nou la acea arhitectură de rețea care există în mediul virtualizat. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Mai mult de 80% din trafic va fi de tip de la server la server. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu mai avem acel trafic de la nord la sud, cu preponderență utilizator-server, utilizator-server, ci vom avea utilizator-server, după care vom avea 80% din trafic între servere, din prisma aplicațiilor federative și a virtualizării. Google Maps este o aplicație federativă. Aplicația federativă înseamnă, de fapt, conlucrarea mai multor aplicații pentru a întoarce un singur rezultat utilizatorului. Eu când deschid Google Maps și caut o locație, la un moment dat mi se afișează un rezultat. Eu nu mai fac nimic altceva. Dar ce se întâmplă în spate, de fapt, este o întreagă știință prin comunicarea între diverse aplicații federative. Este foarte important să ținem cont de acest lucru. Deci, având în vedere că 80% din trafic va fi între servere, asta înseamnă că trebuie să am o arhitectură foarte mult simplificată în data center sau în cloud, care să-mi permită rapid să returneze acel serviciu clientului, pentru că altfel vorbim degeaba. 25% din trafic va fi video sau multimedia. Poate să însemne orice, poate să însemne și YouTube. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar acum câțiva ani ne mulțumeam cu filme în rezoluție VGA, nu știu, în rezoluții mici, după care am ajuns la DVD. Acum ne uităm pe YouTube la filme în format HD. Sunt lucruri care contează, chiar dacă nouă deja ni se par comune. Trebuie luate în considerare și aplicațiile multimedia, pentru că sunt aplicații în timp real, cu capacități mari de trafic și care pot impacta o rețea de calculatoare. Mai e un studiu care nu apare aici, cam 50 de miliarde de device-uri mobile vor fi conectate până la sfârșitul lui 2020, la rețele Wi-Fi. Deci mobilitatea reprezintă un trend extrem de important. Bun, cine suntem noi? HP în zona de enterprise. Pentru al doilea an consecutiv, HP este în cadranul de lideri. Un studiu făcut de Gartner care demonstrează că HP-ul, din perspectiva echipamentelor, funcționalităților, departamentelor R&D, relației de parteneriat, canalul de servicii și așa mai departe, HP-ul este în cadranul de lideri.
Ce propunem noi pentru, ca arhitectură de rețea, pentru a rezolva problemele de care am discutat, este ceea ce noi numim arhitectură de tip Flex Network. Arată ca un puzzle, este, să zicem, un puzzle. Diferența între arhitectura noastră și un puzzle în mod obișnuit este că fiecare parte din acest puzzle poate fi aplicată în mod independent. Arhitectura Flex Network, de fapt, cuprinde mai multe arhitecturi. Arhitectura de tip Flex Fabric este arhitectura pe care noi o poziționăm în zona de cloud, în zona de data center, puteți să-i spuneți cum doriți, și care, de fapt, ce asigură? Asigură convergența securizată a tot ceea ce există într-un data center. Fie că vorbim de servere, fie că vorbim de storage, fie că vorbim de zona virtuală sau zona fizică a rețelelor, ele trebuie să fie convergente. E ceea ce noi numim infrastructură convergentă într-un data center. Apoi avem Flex Campus. Ce este Campus? Este o rețea de calculatoare clasică, să-i spunem. Însă, pe baza tendințelor despre care am discutat, ea trebuie să fie o rețea extrem de rapidă. Indiferent că utilizatorul se conectează pe wireless sau și-a scos laptopul sau deschide tableta, el instant trebuie să aibă acces la serviciu în interiorul companiei. Dar trebuie să se facă și rapid. Deci rețelele wireless trebuie să țină pasul cu rețelele pe fir, să ofere acea capacitate. Nu în ultimul rând, rețeaua trebuie să știe că utilizatorul care se conectează, fie pe wireless, fie pe cablu, este utilizatorul X, astfel încât să poată să-i aplice politica pentru utilizatorul X, inclusiv politica de securitate. Arhitectura de tip Flex Branch, în general arhitecturi pentru filiale, pentru zone enterprise, dar nu în ultimul rând și o arhitectură pentru un client mic, să zicem. Aici lucrurile trebuie să fie extrem de simplificate. În general, într-o filială sau o firmă mică, nu prea am personal IT. Trebuie să am o cutie care să facă cât mai multe servicii. Și nu în ultimul rând, trebuie să fie foarte, foarte simplificată, iar aplicațiile trebuie să poată fi suportate în acea cutie cât mai simplu cu putință. Toate aceste trei arhitecturi sunt îmbrăcate, zicem noi, de ceea ce numim Flex Management. Este propunerea noastră pentru a manage o arhitectură de rețea de acest gen. Va fi un slide despre această arhitectură de management și vom vedea, de fapt, cât de simplificată poate să fie. Adică este atât de simplificată încât este doar una. O singură aplicație de management. Foarte important legat de arhitecturile noastre. Noi suntem cu standardele. Noi promovăm standardele deschise. Dacă există un standard pentru o anumită tehnologie, noi îl implementăm. Nu avem tehnologii proprietare de routing, nu avem tehnologii proprietare de, nu știu, switching sau și așa mai departe. Este un test făcut de către compania Network Test, care arată, și în poza aici aveți diagrama, cum ne integrăm, de exemplu, cu Cisco. În partea stângă sunt câteva echipamente de la Cisco, 6500, 4500, 3750, și aici sunt echipamente de la noi, 9500, 5400 și 5800. Este un test care arată că HP-ul este interoperabil și cred că ne integrăm foarte bine și cu Dell și cu orice alt vendor care utilizează standardele. Și sunt teste făcute layer 2, layer 3, rutare, teste destul de avansate. Deci HP-ul este o companie deschisă către standard. Bineînțeles, în spatele acestor arhitecturi, acelor poze frumoase, există un portofoliu de produse, de soluții. Switch, routing de core, switching la fel, de core, de acces, de agregare, securitate. Pentru toate cele trei arhitecturi propuse. N-are sens să intrăm în categoriile de produse. Ce avem în zona de data center, arhitectura noastră de Flex Fabric? Am spus că vom asista la o explozie de date. În data center trebuie să existe echipamente care, pe lângă faptul că trebuie să aibă capacități foarte mari de transfer, trebuie să fie și foarte disponibile, să asigure, era o întrebare ce se întâmplă dacă se întrerupe o anumită conexiune. Este foarte important ca arhitectura de rețea existentă în data center să fie complet dinamică, să se adapteze singură la schimbări, fără ca administratorul să zică a căzut un switch, asta e să văd ce s-a întâmplat. Nu, ea trebuie să se adapteze în mod automat, a căzut un switch, să meargă al doilea switch care există în rețea pentru redundanță, pentru a oferi în continuare serviciu. Vorbim de servicii multimedia, care sunt servicii, în general, foarte sensibile din perspectiva delay-ului. Deci trebuie să asigurăm convergență de 50 de milisecunde sau, mă rog, 100 de milisecunde. Pentru zona de core avem acel 12500, acea carcasă foarte mare, care este oricum mult mai înaltă decât mine, care oferă performanțe cu adevărat extraordinare.
prin utilizând tehnologia de virtualizare, că avem și la networking tehnologie de virtualizare, se numește IRF, Intelligent Resilient Framework, asta de fapt ce face? Îmi permite să iau două sau mai multe echipamente, să le fac să se comporte ca unul singur. Nu doar din perspectivă management, ci din perspectivă funcțională. Layer 3, am un singur IP pe întreaga stivă, să zicem, de echipamente interconectate cu IRF pentru protocoale de rutare, pentru MPLS, pentru orice altceva. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă eu am un core cu 4 echipamente de tip 12500, de fapt e ca și cum aș avea un echipament. Pot să-l fac conexiune cum vreau eu, indiferent de ce se întâmplă, cade o conexiune, cade un echipament, rețeaua mea va funcționa în continuare fără nicio problemă. Mai mult, această tehnologie de virtualizare se poate aplica și la nivel de core și la nivel de acces, să zicem, pe echipamentele de tip top of the rack, dacă putem spune așa. Asta înseamnă că putem să simplificăm, așa cum am zis, foarte mult. Este foarte important să nu mai mergem pe acea filozofie cu 3 nivele, ci să facem o arhitectură de tip two-tier, acces și core. De ce să nu o facem? Dacă echipamentele sunt suficient de performante și au facilitățile necesare, de ce să mă înlănțui cu 3 nivele de echipamente? N-are sens. Și atunci echipamentele având facilități și performanța respectivă, virtualizate cu acest IRF, îmi este foarte simplu și să le manageuiesc. Imaginați-vă un data center cu 9 racuri. În fiecare rack avem un switch top of the rack care conectează serverele din acel rack. Din perspectiva managementului ar trebui să manageez fiecare echipament în parte. Ce ar fi dacă aș putea toate acele switch-uri să le văd ca unul singur cu un singur IP și să fac configurația din aceeași interfață de management? Ar simplifica foarte mult. De fapt, o arhitectură two-tier cu 9 astfel de switch-uri și 4 switch-uri în core 12500, dacă le virtualizez, de fapt am 2 echipamente. Unul în core, unul în acces. Este foarte importantă partea de simplificare a arhitecturii. Este importantă pentru că, din perspectiva cloud-ului, arhitectura din data center va crește foarte mult, iar administratorului va fi foarte ușor să vadă rețeaua cât mai simplificată. El, în platforma de management, va vedea 2 echipamente, nu va vedea 11. Este foarte important. În zona de campus, am spus, campusul trebuie să fie o rețea rapidă. În general, este, să zicem, o autostradă care conectează, îi facilitează unui șofer să ajungă la un anumit serviciu, să zicem. Trebuie să fie foarte rapidă, dar foarte important să fie și securizat, da? Pentru a nu permite oricui să se conecteze. Aici, portofoliul la fel. În zona de core avem un echipament foarte performant. Foarte important este și soluția de wireless, care se integrează perfect cu soluția pe cablu și din perspectiva managementului și care oferă în acest moment cât se poate oferi din perspectiva unui access point. Cam 900 de megabits pe secundă viteză de transfer într-o rețea wireless, cu tot ce ține de 802.11n, cu beamforming, cu 3 streamuri spațiale, cu 3x3 transmit și receive. De asemenea, avem switch-urile 3800, foarte important, pentru că trebuie să aibă performanțe foarte mari, avem ceea ce noi numim stacare de tip mesh. Fiecare echipament, fiecare switch de acest gen se conectează la celelalte switch-uri, direct. Deci nu se mai merge cu acea stacare de tip inel. Sunt foarte multe și aici noi mergem pe simplificarea arhitecturii la 2 nivele, iar performanțele pe care le atingem și sunt teste făcute de Toli arată cât de eficiente sunt energetic, cât de performante sunt din perspectiva comutării de frame-uri și ce densitate de porturi am. Este foarte important pentru că, am zis, o soluție poate să crească foarte rapid. În zona de branch, pe scurt, aici trebuie să am echipamente care să suporte cât mai multe servicii. Există echipamente de tip router care integrează foarte multe servicii de securitate, de voce, de wireless, de 3G, de switching, de VPN, de firewall, de orice altceva, sunt integrate într-o singură cutie. Suntem cu standardele deschise, am și spus, mai mult decât atât, în echipamentele noastre putem suporta aplicații de la alți vendori. Noi suntem prieteni cu toată lumea, să zicem așa. Aplicații de telefonie Microsoft Link, aplicații de telefonie de la Astra, de la Avaya, soluții de accelerare de trafic. Deci sunt aplicații care rulează pe module și care se integrează în switch-urile noastre, HP, produse de la alți vendori. Dacă clientul are o politică și este obligat să folosească aceste servicii, aceste aplicații de la diversi vendori, noi putem să suportăm. E ceea ce noi numim Alianță One, Open Network Ecosystem. Bun, și cred că închei cu zona de management. Așa cum am spus, este foarte important, și domnul Maier a amintit, zona de management trebuie să fie foarte, foarte simplificată.
Nu ne mai permitem ca atunci când vreau să configurez ceva wireless, este unde e aplicația, care era adresa IP de la aplicația de management, pac, deschide aplicația de management, vreau să configurez partea de VPN, vreau să configurez partea de voce, vreau să configurez partea de MPLS, dau un exemplu. În general, în piață există sisteme de există aplicații de management pentru soluții speciale. Ce oferă HP-ul, acea platformă AMC, Intelligent Management Center, care de fapt este o singură aplicație pentru întreaga infrastructură. Permite configurarea a serviciilor de care am amintit mai devreme. Securitate, cu IPsec, cu Network Access Control, switching, routing, voce, MPLS, branch și așa mai departe. Nu în ultimul rând, este o aplicație care suportă și produse third party. Avem, cred că cu noua versiune 5.1 care va apărea, vom avea în jur de 6.000 de produse suportate. Dintre care, de la 220 de producători și 1.400 sunt doar de la Cisco. Deci, practic, această aplicație permite configurarea și altor echipamente pe lângă integrarea într-o singură aplicație de management a mai multor servicii de rețea. Chiar este un lucru foarte, foarte important. Mai tot așa, cu această versiune permitem și cu toate produsele mobile care există și se conectează la rețea, permite un management și al acestora, din perspectiva Network Access Control a device-urilor mobile. Bun, în spatele acestor arhitecturi și acestor tehnologii și acestor produse, HP-ul oferă, să zicem, mult mai mult decât atât. Avem programe de tip Proof of Concept, care demonstrează, înainte ca clientul să integreze o soluție HP într-o soluție existentă, că soluția funcționează. Asta înseamnă că există o echipă la noi care se ocupă de aceste teste. Sunt, de fapt, niște teste. Se aduc niște echipamente și se testează la clientul respectiv partea de interoperabilitate cu ce există în rețeaua respectivă. Avem și program de certificare pe trei nivele de data asta. Nivelul cel mai de jos, să zicem, basic, profesional, expert. Zona de servicii, HP-ul poate să facă și servicii de consultanță, de instalare, de configurare, de assessment, din perspectiva securității. Orice tip de serviciu care, de care cred că ați avea nevoie. Și nu în ultimul rând, servicii financiare. HP-ul poate să furnizeze tot felul de servicii financiare, de la leasing, la închiriere, la... în condiții avantajoase, spunem noi. Exemplu cel mai bun, cred că suntem noi. HP-ul și-a consolidat cele, nu știu, 60 de data centere pe care le avea worldwide în 6 data centere globale. Și atât. Toate rulează HP. Deci, HP-ul care are un număr de angajați de vreo 370.000 și își permite să țină data centerele cu infrastructură HP, cred că este un exemplu foarte, foarte bun. Și toate tehnologiile sunt pe standarde deschise. Deci cuvântul, un alt cuvânt cheie, să zicem, din perspectiva rețelelor, este dat de standardele deschise. Când vă gândiți să faceți o implementare, aveți nevoie de o soluție, gândiți-vă și la partea de standarde deschise. Este foarte important pentru a nu rămâne blocați. Cam asta am avut eu de spus. Dacă aveți întrebări...